Jules Verne. Cu siguranță cunoașteți numele acesta. Părintele SF-ului mondial. Omul care a scris și v-a bucurat copilăria sau adolescența. Cel ce a scris Ocolul Pământului în 80 de zile, O călătorie spre centrul Pământului, 20.000 de leghe sub mări și multe alte titluri foarte cunoscute. Dar e foarte posibil să nu știți foarte multe aspecte din viața lui. Iar despre asta o să discutăm în clipul de azi. Cu siguranță nu știați că a fost împușcat de nepotul său în picior, accidental. Cu siguranță nu știați că profesia sa de bază era avocatura, iar în Paris a trebuit să lucreze ca broker pentru a-și plăti facturile, deoarece el avea o viață destul de scumpă la vremea aceea și probabil că banii din scriitură nu-i ajungeau. Așadar, astăzi vom vorbi despre 13 lucruri pe care probabil nu le știai despre Jules Verne. Numărul 1. A crescut înconjurat de nave maritime. La 8 februarie 1823, Pierre și Sophie Verne au avut primul copil, Jules Gabriel, la casa mamei lui Sophie din Nantes, un oraș din vestul Franței. Locul de naștere a lui Verne a avut un impact profund asupra scrisului său. În secolul al XIX-lea, Nantes era un oraș portuar aglomerat care servea drept centru major pentru constructorii și comercianții francezi de nave, iar familia lui locuia pe Île Feydeau, o insulă mică creată de om într-un afluent al râului Loire. Verne și-a petrecut copilăria urmărind corăbile navigând pe Loire și imaginându-și cum ar fi să urci la bordul lor. Mai târziu, el va lucra cu aceste amintiri timpurii ale vieții în romanele sale. Numărul 2. S-a îndrăgostit de verișoara sa. Verne a început să scrie poezie la doar 12 ani. În adolescență, el a folosit poezia pentru sentimentele sale romantice. Verne s-a îndrăgostit de verișoara sa, Caroline, care era cu un an și jumătate mai în vârstă decât el. El i-a scris și i-a dedicat poezii, i-a făcut cadouri și a participat la dansuri cu ea. Din păcate, aceasta nu a împărtășit sentimentele vărului ei. În 1847, când Verne avea 19 ani și Caroline avea 20 de ani, ea s-a căsătorit cu un bărbat cu două decenii mai mare decât ea. Numărul 3. Tatăl său l-a presat să devină avocat. În timp ce Verne fusese pasionat de scriere încă din adolescență, tatăl său l-a încurajat ca tânăr pe Jules să urmeze cariera și să intre în profesia de avocat. La scurt timp după căsătoria lui Caroline, tatăl lui Verne a valorificat depresia fiului său, convingându-l să se mute la Paris pentru a studia dreptul. Verne a absolvit facultatea de drept în 1851, dar a continuat să scrie ficțiune în această perioadă și a continuat să se ciocnească cu tatăl său de-a lungul carierei sale. În 1852, tatăl lui Verne i-a aranjat să practice avocatura la Nantes, dar Verne a decis să urmeze viața de scriitor. Numărul 4. A trăit în Paris în timpul unui tumult politic din Franța. Timpul lui Verne la Paris a coincis cu o perioadă de instabilitate politică intensă. Revoluția franceză din 1848 a izbucnit la scurt timp după ce Verne s-a mutat în oraș pentru a studia dreptul. Deși nu a participat, a fost izbitor de aproape de conflict și de consecințele sale turbulente, inclusiv de lovitura de stat care a pus capăt celei de-a doua republici a Franței. Joi, luptele au fost intense, la capătul străzii mele, casele au fost doborâte de focul de tun. I-a scris mamei sale în timpul luptelor care au urmat loviturii de stat din decembrie 1851. Verne a reușit să rămână în afara răsturnării politice, dar scrierea sa a explorat mai târziu teme ale conflictelor guvernamentale. Verne a scris despre luptele oamenilor francezi obișnuiți și nobili în timpul războaielor revoluționare franceze, în timp ce romanul său Zborul în Franța a relatat aventurile de război ale unui capitan de armată din 1792. Numărul 5. A devenit broker pentru a plăti facturile. Totuși, scrisul nu a fost niciodată prea departe de mintea lui Verne. Se trezea de vreme în fiecare zi pentru a scrie și a cerceta câteva ore înainte de a se îndrepta spre munca de zi cu zi. Cititorii moderni probabil cred că cele mai faimoase cărți ale lui Verne sunt entități distincte, dar romanele sale de aventuri făceau de fapt parte dintr-o serie. La începutul anilor 1860, Verne l-a cunoscut pe Pierre-Jules Hetzel, un editor de revistă consacrat care l-a ajutat pe Verne să publice primul său roman, 5 săptămâni în balon. Acest roman a servit ca începutul seriei Voyage Extraordinaire, Călătorii Extraordinare.
o serie de zeci de cărți, scrie de Verne, o serie de zeci de cărți scrise de Verne și publicate de Hetzel. Numărul 8. A avut inspirație din propriile aventuri de navigare. În anii 1860, cariera lui Verne a decolat și a câștigat bani buni. Așadar, în 1867 a cumpărat un mic iaht pe care l-a numit Saint-Michel, după fiul său Michel. Când nu locuia în Amiens, a petrecut timp navigând prin Europa până la insulele canalului Mânecii de-a lungul coastei engleze și peste golful Biscaya. Pe lângă faptul că s-a bucurat de liniștea de pe mare, a lucrat și în timpul acestor călătorii, scriind majoritatea manuscriselor pentru În jurul lumii în 80 de zile și 20.000 de leghe sub mări. Pe măsură ce câștiga mai mulți bani, l-a înlocuit pe Saint-Michel cu o barcă mai mare pe care a numit-o Saint-Michel II. Numărul 9. El este unul din cei mai traduși autori din lume. Verne a scris în franceză, dar operele sale au avut întotdeauna un apel internațional. Din anii 1850, scrierea sa a fost tradusă în aproximativ 150 de limbi, făcându-l al doilea cel mai tradus autor vreodată. A apărut în traducere chiar mai des decât William Shakespeare. Este al doilea doar după Agatha Christie, care deține recordul mondial. Numărul 10. Nu toate acele traduceri sunt corecte. Deși Verne a scris în principal pentru adulți, mulți editori în limba engleză au considerat că scrierea sa de science fiction e juvenilă și și-au comercializat cărțile pentru copii. Traducătorii și-au mutat opera simplificând poveștile, tăind pasaje puternic cercetate, rezumând dialogul și în unele cazuri eliminând orice ar putea fi interpretat ca o critică a Imperiului Britanic. Multe traduceri conțin chiar erori directe, cum ar fi măsurătorile convertite incorrect. Numărul 11. A avut probleme majore de sănătate. Începând de la 20 de ani, Verne a început să se confrunte cu crize bruște de dureri extreme de stomac. El a scris despre crampele sale stomacale în scrisori către membrii familiei, dar nu a reușit să obțină un diagnostic adecvat de la medici. Pentru a încerca să-și aline durerea, el a experimentat diferite diete, inclusiv una în care a mâncat doar ouă și lactate. Istoricii cred că Verne ar fi putut avea colită sau o tulburare digestivă asociată. Numărul 12. Nepotul său bolnav mental l-a rănit. În martie 1886, un incident traumatic l-a lăsat pe Verne în vârstă de 58 de ani, invalid pentru tot restul vieții. Nepotul lui Verne, Gaston, care avea atunci 20 de ani și suferea de boli mentale, a devenit brusc violent. Scriitorul sosea acasă într-o zi când, din senin, Gaston l-a împușcat de două ori cu un pistol. Din fericire, Verne a supraviețuit, dar al doilea glonț pe care l-a tras Gaston a lovit piciorul stâng al autorului. Numărul 13. Multe dintre predicțiile lui au fost realizate. O parte din tehnologia pe care Verne și-a imaginat-o în ficțiunea sa a devenit mai târziu realitate. Una dintre mașinile pe care Verne le-a visat, Nautilus, submarinul electric din 20.000 de leghe sub mări, a prins viață la câțiva ani după ce a scris prima oară despre asta. Prima tranșă a seriei 20.000 de leghe sub mări a fost publicată în 1869, iar primele submarine alimentate cu baterii au fost lansate în anii 1880. Modelele similare de submarine sunt încă în uz și astăzi. În 1863, editorul Pierre-Jules Hetzel i-a publicat primul roman, 5 săptămâni în balon, al cărui succes uriaș a dus la semnarea unui contract de 20 de ani pentru o serie de călătorii extraordinare, o parte din cele 62 de romane care au format-o fiind serializate în publicația pentru tineret Magazin d'Education et de Récréation. Minuțios documentate, romanele lui Jules Verne traversează atât prezentul tehnologic al celei de-a doua jumătăți a secolului XIX, cât și lumi imaginare, așa cum le observăm în cartea De la Pământ la Lună, 20.000 de leghe sub mări sau Roburi cuceritorul. Cu aproape 150 de ani în urmă, Jules Verne a scris un roman în care făcea previziuni uimitor de precise despre lumea de azi. Însă cartea Parisul în secolul 20 a fost respinsă de editor, ieșind la iveală abia în 1994. Parisul în secolul 20 este o operă postumă a lui Jules Verne, legendarul călător și scriitor. Mulți îl consideră părintele SF-ului, prin cărți cum ar fi 20.000 de leghe sub mări, O călătorie spre centrul pământului și De la pământ la lună. Fanii filmului Înapoi în viitor își amintesc fără îndoială de pasiunea lui Doc Brown pentru cărțile lui Jules Verne. Un motiv care îl face atrăgător pe Verne este capacitatea să dea și să facă previziuni despre viitorul îndepărtat. Cartea Parisul în secolul 20, trimisă editorului Pierre-Jules Hetzel în 1863, este o carte în care se fac astfel de previziuni.
Architectural Review a recenzat romanul, printre ale cărui vederi în viitor se numărau vehicule alimentate cu benzină care se deplasează pe drumuri de asfalt, iluminare stradală electrică și, în mod sinistru, scaunul electric. Romanul futurist urmărea eforturile tânărului Michel Dufresnoy. Pasiunea sa pentru artă era amenințată de salturile așa numitului progres, iar capitalismul renunța la factorul estetic și reducea totul la bani. Citat: eu sunt o rotiță și tu ești o rotiță. Să ne facem treaba de rotițe, declară la un moment dat un personaj. Verne gândea la modul potrivit. Cu circa două decenii mai târziu, în 1888, a fost publicat Privind înapoi, de Edward Bellamy. Acest succes literar era o utopie socialistă care privea spre anul 2000 și care a creat un apetit fantastic pentru ficțiune utopică pe ambele maluri ale Atlanticului. Însă a apărut o problemă, iar cartea Parisul în secolul 20 a fost respinsă. Hetzel, fereastra lui Verne spre cititorii săi, nu vedea nimic atrăgător în viziunea autorului său. După cum amintește Open Culture, Hetzel i-a scris lui Verne următoarele: dragul meu Verne, chiar dacă ai fi un profet, nimeni nu ar crede în profețiile tale în ziua de azi. Oamenii pur și simplu nu ar fi interesați de ele. Hetzel a mers și mai departe, numind cartea lipsită de strălucire și de viață. Succesul primului hit al lui Verne, 5 săptămâni în balon, publicat în acel an, ar fi putut fi diminuat de romanul respins de editor. Poți să-ți dai seama că tânărul Verne nu vedea viitorul ca pe o utopie. De fapt, a exagerat puțin în ceea ce privește decorul și povestea unui suflet de artist pierdut într-o tehnocrație care era moartă din punct de vedere cultural și care venera progresul, tocmai pentru a-și exprima anxietățile în ceea ce privea secolul XIX. Cum arăta Parisul în secolul 20 din perspectiva lui Jules Verne? Savanții inventează un dispozitiv electric cu ajutorul căruia readuc la viață persoanele necate în râurile înghețate, adică defibrilatorul. La muzeul Louvre se construiește un element central geometric modern. În 1989, arhitectul Pei a proiectat o structură piramidală din oțel și sticlă, ridicată într-adevăr la Louvre. Zgârie norii, motorul cu ardere internă, trenurile de mare viteză, computerul și calculatorul de buzunar, internetul, descris ca fiind o rețea de comunicații mondială telegrafică, și, în ultimul rând, scaunul electric. Romanul a fost publicat abia în 1994. Asta mulțumită eforturilor descendentului scriitorului Jean Jules Verne, care a deschis seiful celebrului său strămoș. Când a făcut asta, bijuteria intitulată Parisul în secolul 20 a fost scoasă la lumină după toți acești ani. În epoca în care a fost publicat romanul, gândirea lui Verne fusese preluată de alți pionieri ai artei. Însă Jules Verne are locul său în cărțile de istorie. Romanele sale au continuat să fie publicate la mult timp după moartea sa și a devenit al doilea dintre cei mai traduși autori din lume. Mai multe adaptări ale romanelor sale i-au păstrat moștenirea vie, iar în fiecare zi, noi cititorii facem cunoștință cu ideile lui despre lume. Talentele sale de prezicător sunt evidente în romane precum 20.000 de leghe sub mări. Personajul devenit clasic, capitanul Nemo, călătorea pe sub ape în submarinul Nautilus, un vehicul nou pentru cititorii din epocă. Înainte ca submarinele să fie folosite pentru a explora marea, Jules Verne a reușit să-și imagineze un vas propulsat de energie electrică și având o formă lungă și cilindrică. Mai târziu, în cariera sa în Castelul din Carpați, scris în 1892, Verne avea să facă referire la o iluzie optică plutitoare, un prototip al hologramei. Și este numai un exemplu din cele câteva sute. Previziunile lui Verne au aprins imaginația oamenilor din lumea întreagă. Este păcat ca viziunea sa privind capitala Franței să nu fie ajuns în librării la vremea scrierii cărții, însă contribuția sa la patrimoniul SF este asigurată. A durat un secol să iasă la lumină, însă cartea Parisul în secolul 20 e considerată o operă dintr-o etapă fundamentală a carierei lui Verne.